Cum a ajuns câinele cel mai bun prieten al omului? În vremea de demult, câinele locuia împreună cu ursul. Își petreceau toată ziua împreună și erau buni tovarăși de vânătoare. Dar seara, când ursul încerca să se odihnească, era mereu deranjat de lătratul câinelui și îi spuse să plece. Câinele plecă supărat. În drumul său se întâlni cu o vulpe, care se bucură să-l aibă tovarăși. Ziua vânau împreună, iar noaptea se adăposteau în vizuina vulpii. Toate bune și frumoase, până într-o zi când vulpea îi spuse câinelui că lătratul său va atrage toate fiarele pădurii. Atunci câinele plecă iar. În pădure întâlni un iepuraș. Acesta se arătă încântat să-i devină prieten, dar de cum se lăsă seara și iepurele l-auzi pe câine lătrând, o luă la sănătoasa speriat. Câinele căzu atunci pe gânduri. Va rămâne oare singur toată viața? Își spuse să mai facă o încercare. Se îndreptă spre casa pădurarului. Ce spui, bunule pădurar? Mă primești să locuiesc cu tine? Îți voi fi un prieten de nădejde, dar trebuie să te previn că latru când sunt fericit, când sunt trist, când simt că se apropie cineva, dar și când răsare luna. Mă bucur mult că vrei să locuiești împreună cu mine, îi răspunse vânătorul. Îți voi pregăti un culcuș, te voi hrăni, iar în timpul zilei vom merge împreună la vânătoare. Iar în privința lătratului, să știi că nu mă deranjează. Dimpotrivă, în acest fel mă vei avertiza ori de câte ori voi avea câte un musafir. De atunci înainte, cei doi au devenit prieteni nedespărțiți.